Hello și bine v-am regăsit la un nou video! Astăzi vă voi prezenta încă o serie de filme romantice, de dragoste, cu ocazia săptămânii dedicate femeilor și a mărțișorului. Iar acesta este mărțișorul meu pentru voi, cu care să vă inspirați și să vă delectați într-una din aceste serii romantice, alături de persoana iubită. '50 de umbre ale lui Grey, o dramă regizată de Sam Taylor, bazat pe romanul unei scriitoare britanice din trilogia 50 de umbre. Film lansat la începutul anului 2015, în rolurile principale sunt Jamie Dornan și Dakota Johnson. O studentă face serviciul unei colege, ducându-se să ia interviu unui milionar misterios. Christian Grey e interesant, bogat, atrăgător, dar Anna e naivă și lipsită de experiență. Atunci când Christian își recunoaște interesul față de Anna, aceasta află ce se ascunde în spatele aerului rezervat al milionarului. Lui place să controleze tot, de la afaceri la viața sa sexuală. Încet, încet, Anna își dă seama că ar putea să înțeleagă plăcerile partenerului său dacă își va frânge reticența. Pretty Woman, cu Julia Roberts și Richard Gere. Scenariul este centrat pe norocul unei prostituate din Hollywood, care este angajată de un om de afaceri foarte bogat. Să fie escorta lui la mai multe întâlniri de afaceri, iar relația lor se dezvoltă pe durata șederii de o săptămână în camera lor de hotel. Filmul a avut un succes instant în anii 90, având cele mai mari încasări. Julia Roberts primind Globul de Aur pentru rolul principal. Filmul, potrivindu-se și confundându-se foarte bine cu celebra melodie a lui Roy Orbison, numită Pretty Woman. Filmul nu trebuia inițial să fie o comedie romantică, ci o dramă neagră. Dirty Dancing este un film american de dans dramatic din 1987, scris, produs și regizat numai de femei. În rolurile principale, Patrick Swayze și Jennifer Grey. Baby Houseman este o adolescentă de 17 ani și își petrece vacanța în fiecare an într-o tabără de vară alături de familia sa. Vacanța pare una obișnuită până când atenția lui Baby este atrasă de instructorul de dans Johnny Kestel. Spionându-l, Baby află că Johnny și partenera lui de dans sunt într-o situație delicată. Pus în situația de a-și căuta o nouă parteneră, Johnny acceptă să o învețe pe Baby tainele dansului. Mișcările senzuale și magia dansului îi conduc pe cei doi într-o furtunoasă poveste de dragoste. Tatăl acesteia, opunându-se relației, îi obligă pe cei doi îndrăgostiți să lupte pentru a rămâne parteneri pe ringul de dans și pentru a-și salva dragostea. Filmul a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun cântec. Pe aripile vântului este unul dintre cele mai vizionate filme din istoria cinematografiei. Premiera a avut loc în decembrie 1939. Scriitoarea romanului, după care s-a făcut ecranizarea, a murit într-un accident de mașină după succesul apariției romanului și filmului. A primit 10 premii Oscar, film din top 5 filme de dragoste din toate timpurile. Se spune că filmul este mai bun decât cartea. În rolurile principale sunt Vivian Leigh și Clark Gable. Scenariul este bazat pe dramatismul celor două lumi, a Sudului și a Nordului.
În agonia acestei lumi, există personaje puternice ca Scarlett O'Hara și Rhett Butler, care nu dau înapoi de la nimic. Însă, total opus acestor egoiști, apare Melania, plină de bunătate, eleganță și delicată, ocrotindu-i pe toți, mai ales pe Ashley, soțul ei. Bărbat care nu poate să o refuze pe pasionala Scarlett, o femeie diabolică, imorală și plină de defecte. Un gigolo american. Film apărut în 1980 cu Richard Gere și Lauren Hutton. Julian este o specie aparte de bărbat, senzual, fermecător, profesionist, vorbește 6 limbi și poate fi plătit ca partener, ghid, traducător, șofer. Un gigolo american cu un Mercedes decapotabil ce merge prin bogata lume plină de femei din California. Michelle, soția unui senator din California, este o femeie frumoasă, singuratică și soție devotată, dar ea așteaptă ca ceva să-i schimbe viața. Ea îl cunoaște pe Julian, iar între ei se naște o relație deosebită. Numai că Julian devine suspect într-o crimă care a avut loc asupra unui partener și client al soțului ei, Michelle. Cineva vrea ca deosebitul amant să plătească pentru respectiva crimă și doar de el depinde să afle de ce. Romeo plus Giulietta, cu Leonardo DiCaprio și Keir Dance, o transpunere originală a faimoasei piese semnată de Shakespeare, o variantă adaptată la viața modernă dintr-un cartier al Veronei, păstrând totuși dialogul original. Filmul a fost lansat în 1997. Membrii familiilor celor doi protagoniști sunt traficanți de arme ce poartă un război devastator pe străzi, în timp ce îndrăgostiții nefericiți își îndeplinesc destinul. Ei sunt obligați să-și ascundă iubirea de restul lumii, pentru că părinții lor sunt împotriva acestei relații. Deși se desfășoară în actualitate, Romeo și Giulietta rămâne aceeași poveste dincolo de timp a unei iubiri imposibile. Don Juan de Marco, cu Johnny Depp și Marlon Brando. Este un film american din 1995. John de Marco este un bărbat care se crede că este Don Juan, cel mai mare amant din întreaga lume, îmbrăcat într-o pelerină și purtând o mască domino. Este supus unui tratament psihiatric de către doctorul Jack, care încearcă să-l vindece de aparentul delir. Dar ședințele au un efect neașteptat asupra personalului psihiatric. Unii dintre ei fiind inspirați de iluzia lui DeMarco. Filmul se inspiră pe povestea lui Don Juan DeMarco, legenda scrisă de Lordul Byron, care relatează povestea unui celebru amant care s-a culcat cu mii de femei. Pe coloana sonoră a filmului se află celebrul hit al lui Bryan Adams, care se numește A iubit cu adevărat vreodată o femeie? Cold Mountain, un film din 2003, adaptat după cel mai vândut roman cu același nume din 1997. Acțiunea se petrece în America anului 1860, într-o țară cutremurată de război, se petrece o aventură extraordinară în care sunt implicați trei oameni, a căror supraviețuire depinde de legăturile dintre ei. Filmul urmărește destinele celor trei personaje principale. Soldatul din Confederație, interpretat de Jude Law,
care, rănit pe câmpul de luptă, se întoarce la femeia iubită, Ada, interpretată de Nicole Kidman. La rândul ei, Ada nu mai este femeia delicată care a fost, singură, trebuie să înfrunte grozăvirile unor vremuri zbuciumate, apărându-și singură, fermă. În ajutorul ei vine Ruby, interpretată de Renée Zellweger, care devine parte intimă a poveștii. Ea o învață pe Ada legile supraviețuirii, un film de dragoste și zbucium filmat în România, la Râșnov. Acestea au fost câteva filme romantice recomandate pentru 8 martie. Vă mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați, să dați share și să bifați clopoțelul pentru a primi notificare atunci când postez un clip nou. Vă pup, pa, pa!